Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a confirmat luni 11 cazuri de COVID-19 la un centru social pentru persoane în vârstă din Comuna Coroieni, fiind vorba despre 10 beneficiari și un angajat. Direcția de Sănătate Publică Maramureș efectuează ancheta epidemiologică. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, persoanele beneficiare confirmate au fost izolate în centru. Contactii direcți au fost carantinați în centru, dar și la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile. S-a procedat la dezinfecția centrului social. De asemenea, au fost dispuse măsurile specifice pentru protecția beneficiarilor și a personalului angajat din centru. Persoanele confirmate din centru vor fi internate în spital. Pentru a preveni și limita infecția cu SARS-CoV-2 la nivelul județului, autoritățile le reamintesc cetățenilor să respecte măsurile stabilite în perioada stării de alertă, normele stabilite de specialiști, purtarea măștii de protecție în spațiile deschise stabilite prin hotărârea Comitetului Județean pentru situații de urgență, respectiv păstrarea distanței fizice de protecție sanitară și igienizarea frecventă a mâinilor.